Sunt floare crescută în soare, lai la ri la ri la. Dobrogeancă de la mare, lai la ri la ri la. Sunt floare crescută în soare, lai la ri la ri la. Dobrogeancă de la mare, lai la ri la ri la. Și-am venit cu voie bună, lai la ri la ri la. Să petrecem împreună, lai la ri la ri la. Am venit cu cântecul, lai la ri la ri la. În el mi-am pus sufletul, lai la ri la ri la. Să asculte lumea dragă, lai la ri la ri la. Cântec de la Marea Neagră, lai la ri la ri la. Să-ntinem și un pahar, lai la ri la ri la. Vin bun de murfat mar, lai la ri la ri la. Să-nchinăm și un pahar, lai la ri la ri la. Cu vin bun de murfat mar, lai la ri la ri la. Și din struguri gurghiulii, lai la ri la ri la. De pe malul Dunării, lai la ri la ri la. Și-o geampara, lai la ri la ri la. De la noi din Dobrogea, lai la ri la ri la. V-am adus și-o geampara, lai la ri la ri la. De la noi din Dobrogea, lai la ri la ri la. Să petrecem oameni buni, lai la ri la ri la. Ca așa-i la mâna românii, lai la ri la ri la. Și mare, lai la ri la ri la. Vă aduc astăzi murare, lai la ri la ri la. De la Dunăre și mare, lai la ri la ri la. Vă aduc astăzi murare, lai la ri la ri la. Să vă fie viața floare, lai la ri la ri la. Și numai hină de soare, lai la ri la ri la. Să vă fie viața floare, lai la ri la ri la. Și numai hină de soare. Bună seara, doamnelor, domnișoarelor și domnilor! Bun găsit la întâlnirea din această seară! Sunt George Lnucă și vă invit să rămâneți în fața micului ecran timp de 3 ore, pentru că intrăm în casele dumneavoastră cu îndrăgiți interpreți ai cântecului popular, cu interpreți din toate zonele folclorice ale țării. Ne-am adunat în această seară, aici, la Petrecerea Românească, pentru a sărbători una dintre cele mai frumoase voci ale cântecului dobrogean. Este o adevărată bucurie pentru sufletul meu că doamna Elena Chirică, căci despre dânsa este vorba, a ales să fie sărbătorită de emisiunea Petrecere Românească. Doamna Elena Chirică a venit și cu un album ce conține 16 cântece, cântece de la Marea Neagră. Este un compact disc cu cântece de suflet, cântece de dragoste, cântece de dor și îi spun bun venit în emisiunea noastră doamnei Elena Chirică. Sărut mâinile! Bine v-am găsit, vă salut pe dumneavoastră, telespectatorii, spectatorii, și nu în ultimul rând pe dragii mei colegi de cântec, care astăzi, într-o zi așa de specială pentru mine, în sensul că are o încărcătură, știu eu, afectivă deosebită, sunt alături de mine și în afară de faptul că ei au un loc în sufletul meu, sunt și mari nume în cântecul românesc. Așa este, sunt cei mai buni prieteni pentru sufletul dumneavoastră, sunt cei mai buni prieteni ai emisiunilor noastre de folclor de aici, de la TVH. Vreau acum să vă întreb, de ce ați ales să vină în această seară, aici la Petrecerea Românească, Ioan Chirilă? Ce vă leagă special? Ioan Chirilă este un suflet foarte mare.
Și nu numai el, alături de soția lui, îmi sunt prieteni dragi. Și bineînțeles că acolo unde vrei să te simți bine trebuie să fie și prietenii și el este nelipsit, ca să zic așa. Ioan Chirilă este un adevărat prieten pentru dumneavoastră, pentru că v-a și sărbătorit într-o emisiune pe care dumnealui o realizează împreună cu doamna Toni. Am fost și eu invitat și știu că spunea: măi, Elena Chirică este o voce extraordinar de frumoasă. Îmi doresc să fie acolo unde trebuie, la loc de cinste, să fie între interpreții care au respect pentru cântec și pentru portul popular. Sunt cuvinte frumoase și eu îi mulțumesc mult de tot, pentru că domnul Ioan Chirilă are grijă oarecum ca dumneavoastră să mergeți așa peste tot, pe unde puteți dumneavoastră, prin televiziuni, prin radiouri, și este bine ca prietenii să se sprijine, să se ajute și să nu existe invidie. În această seară nu există invidie, există doar cântec popular, cântec de petrecere, romanțe, avem muzică pentru sufletele tuturor românilor noștri. Acum o mai punem la treabă pe sărbătorita emisiunii noastre Petrecere Românească, doamna Elena Chirică. Iată, domnul Marin Vărzan vă oferă și un buchet de flori. Este un admirator al cântecului popular, iubește foarte mult muzica din Dobrogea. Doamna Elena Chirică, așa cum spuneam, sunteți înconjurată în această seară de prieteni dragi. Ioan Chirilă, bine ați venit! Bine te-am găsit, Georgel. Elena, îți doresc să ai parte numai de bucurii, de sănătate, de succese. Noi am început acum vreo 3 ani un proiect împreună cu doamna Toni, cum spunea Georgel, și alături de mari interpreți din Dobrogea, Mari Capitu, George Tanichi, For, Ștefan Vlad, a venit și Elena Chirică. Am monitorizat-o așa vreo 2 ani de zile, a scos acest CD și ne-am gândit că vocea dumneaei
piesele deosebite pe care le-a realizat merită să fie cunoscute de publicul larg și publicul telespectator. Mai mult curaj, pentru că e nevoie de așa ceva. Este o lume aspră, o lume în care ne luptăm din greu să ajungem cât mai sus în ierarhia cântecului popular, dar Elena Chirică, prin ceea ce a realizat, consider că merită. Este și un om deosebit, cu un suflet cald, și îi mulțumesc că mă onorează cu prietenia ei. Alături de noi este și cunoscuta interpretă a cântecului muntenesc, doamna Maria Stănescu, și vreau să spun că în videoteca televiziunii noastre se găsesc foarte multe materiale realizate de domnul Ion Filip. Doamna Maria Stănescu este un interpret de excepție și face parte din generația de aur a cântecului popular. Mă bucur că în această seară este împreună cu noi la petrecerea românească, la o zi importantă pentru interpreta Elena Chirică. Sărut mâna și bine ați venit, doamna Maria Stănescu! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație! Din suflet îi doresc Elenei sănătate, în primul rând. Ea, de la început, de câțiva ani de zile, a fost așa un flux de energie pozitivă între noi două și am încurajat-o și eu cât am putut, prin umilele mele indicații, sfaturi, și văd că este pe drumul cel bun să trăiești, să Dumnezeu să-ți dea sănătate și numai succese așa cum ai început. Într-adevăr, Chirilă este vioara numărul unu, dar și noi pe lângă el acolo ne simțim bine și mulțumesc pentru invitație, la mulți ani. Ca nu chiar vioara ceva și toți la un loc, cu atât mai mult. Mulțumesc! Trebuie să le spunem prietenilor noștri telespectatori că alături de noi este și formația Extravagant Music, o formație care ne aduce cântecul de petrecere, pentru că este o emisie de muzică și divertisment, o emisie cu tot felul de cântece. Așadar, acum îi punem la treabă pe interpreții noștri, Ioan Chirilă și Maria Stănescu. Ora noastră bătrânească, ram de 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 sărbători, mă ram de 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 da, fetilis ca niște flori, mă ram de 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 da. O străim în rugătate, ram de 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 da, nu vezi în alte sate, ram de 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 da. O cameșa cu flori multe, ram de 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 da, era jubarița din la munte, ram de 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 da. Joacă hora numai-ndoi, mă! Mai ram de 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 da, cum o învățat horinii, mai ram de 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 da. O învățat să cânt să joc, mai ram de 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 da, să duc la lumii noroc, mai ram de 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 da. Aia mușă la pode, mai ram de 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 da, era să sară colbul din e, mai ram de 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 da. Ce tăti loc și iar din loc, mă! Ta
ușică, să se dreagă, măi, costică, măi, măi. Maria-i nume de dor, dragostea băieților, cântece foarte frumoase, aduse în această seară, la petrecerea românească, de interpreți dragi. Dragi telespectatori, mâine, de la ora 13 și 30 de minute, vă invit să urmăriți o emisiune de excepție, Gala Cântecului Românesc. Intrăm în casele dumneavoastră cu generații de interpreți, iar seara, adică mâine, de la ora 19, vom fi din nou în transmisiune directă, pentru că avem o emisiune foarte frumoasă, Seara Cântecului Popular. Nu uitați, mâine, ora 13 și 30 de minute, Gala Cântecului Românesc, și seara, de la ora 19, Seara Cântecului Popular. Acum vreau să-i spun bun venit în emisiunea noastră doamnei Georgeta Tilă, o interpretă care abordează cu mare ușurință aproape toate genurile muzicale. Sărut mâinile și bine ați venit! Bine v-am găsit! Mă bucur nespus că am fost și eu invitată în acest grup nemaipomenit de soliști. Îi doresc doamnei Elena multă sănătate, împlinirea tuturor dorințelor, iar la mulți ani o să vă spun prin cântecul meu care va urma pentru dumneavoastră. Mulțumesc! Mulțumesc din toți! Bun venit în emisiunea noastră! Îi spunem și doamnei Panseluța Ferraru, un nume important în muzica noastră românească, o interpretă care întotdeauna reușește prin cântecele dumnei să ajungă la sufletul omului. Mă bucur că suntem în această seară aici pentru dumneavoastră. Bine ați venit, doamna Panseluța! Bun venit, dragii mei! Bun venit și ție și domnul Florin, care sunteți prietenii mei de mai mulți ani. Și nu vreau să uit să nu spun că domnul Cucu m-a introdus prima dată în clădirea aceasta, cea veche, și îi doresc multă sănătate. Sunteți și soției. Un prieten drag al emisiunilor noastre și ați colaborat cu toți realizatorii de aici din televiziunea noastră. Da, și nu mă pot despărți de voi, asta este. Amintiri frumoase de televiziunea noastră. Mă simt bine între colegii mei, dragi, să fie sănătoși. Georgeta Tilă și Panseluța Ferraru.
paharul și cinstiți, închinați ca Domnul să ne ajute. Hai, nu vă sfiți, că nimeni nu sfânt și atâți ca noi sunt pe pământ. Chiuiți cu toții să cântăm cântece de joc și de pahar, să ne veselim, să ne bucurăm și cu toții să cântăm. Știu că ți-am fost ție.
cântăm și ne sărutăm, cu dolgăraș ne Dragi telespectatori, vă reamintesc, mâine de la ora 13:30 puteți urmări emisiunea Gala Cântecului Românesc, o emisiune de înaltă ținută, și seara de la ora 19 suntem din nou în transmisiune directă cu emisiunea Seara Cântecului Popular. În studioul virtual al televiziunii H vin îndrăgiți interpreți ai cântecului popular și vă invit, repet, să ne urmăriți mâine de la ora 13:30 și seara de la ora 19. Acum am deosebită bucurie și plăcere să-i spun bun venit în emisiunea noastră unui interpret foarte cunoscut, un interpret cu o voce frumoasă, și niciodată nu am văzut ca acest interpret să facă rabat de la calitatea cântecului popular. Este un interpret care întotdeauna a fost așezat în fruntea interpreților adevărați. Gheorghe Gheorghe, la petrecerea românească. Îi spunem bun venit! Bine v-am găsit! Să rămână, Elena! Bună ziua! Mulțumesc pentru invitație și mă bucur să fiu alături de toți colegii și de toți spectatorii și telespectatorii. Și vreau să le mai spun eu telespectatorilor noștri că am fost de multe ori în emisiuni, în concerte, în spectacole realizate de regretata Mariara Murărescu, un om care nu de mult timp a plecat spre lumea îngerilor. Îi purtăm cu toții respect și nu uităm ceea ce a făcut pentru folclor și pentru interpreții de muzică populară. Întotdeauna când domnul Gheorghe Gheorghe participa în astfel de spectacole, publicul îl aplauda și îl primea frumos. Era aplaudat, dacă vreți, la scenă deschisă. În această seară m-aș bucura ca aceste aplauze ale publicului nostru de aici, din platoul emisiunii Petrecere Românească, să meargă la sufletele tuturor interpreților noștri și vreau să le mulțumesc. Așa, merită invitații din această seară aplauzele dumneavoastră pentru că sunt extraordinari. Vreau să mulțumesc și publicului nostru telespectator care ne urmărește și nu în ultimul rând colegilor mei care pun umărul în realizarea acestor emisiuni. Mă bucur pentru că suntem o adevărată familie, interpreții, publicul și colegii de aici din TVH. Vă pun la treabă, domnule Gheorghe Gheorghe, pentru că telespectatorii așteaptă să cântați. Așadar, după ce ne cântați dumneavoastră un cântec, o mai invităm din nou pe doamna Elena Chirică să ne mai ofere o melodie frumoasă de acolo, de la malul mării. Acum, Gheorghe Gheorghe și Elena Chirică. Ce-ai fac?
face. Dorul nu te lasă în pace, măi mă. Dor, dor, de-ar fi dor de vânzare. L-aș da pe două parale. Of, 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 of. Dar dorul e poală grea, mă. Nu-l cumpără nimeni, măi, mă. Of, și pe omul sănătos, mă. Dorul greu mi-l pune jos, măi, mă. Când vine dorul la tine, of, 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 nu ai liniște pe lume. Of, 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 el te face călător, măi, acolo unde ți-e dor, măi, măi. Of, că dormul și dragostea, măi, bătrânește lumea, măi, mă. Of, îmbătrânește lumea, mă. Dorul greu și dragostea, măi, mă.
păstărași în floare. Floare galbenă de pe frumoși, mai sunt ochii tăi, mai bădiță mai. Floare galbenă de pe și-aș vrea să fie ai mei, mai bădiță mai. Floare galbenă de pe frumoși, mai sunt ochii tăi, mai bădiță mai. Floare galbenă de pe și-aș vrea să fie ai mei, mai bădiță mai. Mulțumesc, mulțumesc. Simt nevoia să vă mai mulțumesc o dată pentru că ați ales să lansăm acest album și să fiți sărbătorită de echipa emisiunii Petrecere Românească aici la TVH. Alături de dumneavoastră alți prieteni dragi, două interprete foarte cunoscute cu cântece frumoase și cu un repertoriu bine ales. Una vine din Muntenia, iar cealaltă vine dintr-un loc cu totul și cu totul special, unde cântecul este la loc de cinste. Le spunem bun venit doamnei Tina Militaru și doamnei Angela Săftoiu. Sărut mâna! Bună seara și bine v-am găsit! Bună seara spectatorilor și bineînțeles celor de acasă care ne urmăresc. Vreau să îi spun din tot sufletul, la mulți ani Elenei, să îți dea Dumnezeu tot ce-ți dorești tu să-ți îndeplinească în acest an, să ai multe bucurii și mult succes pe drumul cântecului și mă bucur că m-ai inclus pe lista ta de prieteni. Sărut mâinile, doamna Angela Săftoiu. Mulțumesc frumos pentru invitație. Mă bucur că fac și eu parte din acest grup frumos. Îi doresc Elenei multă sănătate, să-și realizeze toate gândurile care și le-a pus pentru anul ăsta și tot ce-ți dorești să-ți să plinească. Și vreau să-i dedic primul cântec care îl cânt special pentru tine la programat. Și prezența dumneavoastră aici la Petrecerea Românească, doamna Angela Săftoiu, mi-a dus aminte că în urmă cu 7 ani am mers într-un loc binecuvântat de Dumnezeu, așa cum spuneam, în județul Mehedinți, la peștera Ponoarele și Podul lui Dumnezeu și acolo am alcătuit emisiuni foarte frumoase. Am gândit pentru publicul nostru telespectator ediții speciale pentru Sfintele Sărbători de Paște, parcă acolo eu ca și tânăr realizator am făcut cele mai frumoase filmări. Acum aceste materiale se păstrează foarte bine în videoteca televiziunii noastre. Și mă bucur, repet, că veniți dintr-un loc cu totul special și acolo, în acea zonă, este un prieten drag sufletului nostru și aici mă refer la mine, în mod special, la producătorul Florin Racoci și colegul nostru redactor, Marius Voicu. Este vorba despre Ionuț Tudorescu, împreună cu mama lui ne-au primit frumos și au știut să fie o gazdă extraordinar de bună. Acum vă las în compania invitaților din această seară, Tina Militaru și Angela Săftoiu. Doamne, cum e lumea lăsată de tine, să tragă, măi, Doamne, și rele și bune. Doamne, cum e lumea lăsată de tine, să tragă, măi, Doamne, și rele și bune. Chiar de strele multe, unele-s puține, o muscără în viață să-i fie mai bine. Chiar de strele multe, unele-s puține, o muscără în viață să-i fie mai bine. De ce când iubești și ești fericit, vezi totul frumos și ești mulțumit? De ce când iubești și ești fericit, vezi totul frumos și ești mulțumit? Ce păcat că dorul ne este prea mare,
Te-am iertat, neicuță, de când te-am lăsat, Dumnezeu să-ți dea dar ce-ai meritat. Te-am iertat, neicuță, de când te-am lăsat, Dumnezeu să-ți dea dar ce-ai meritat. Că doar el, drăguțul, știe cel mai bine ce meriți, neicuță, pe această lume. Că doar el, drăguțul, știe cel mai bine ce meriți, neicuță, pe această lume. Doamna Angela, cântecul ăsta este o creație sau este cules? Eu, sau este adevărat? În, hai să zicem în așa. În viața mea mi-am făcut textele și melodiile, dar acest cântec l-am trăit. Și dacă un cântec îl faci din sufletul tău, îl cânți altfel. Este foarte frumos, de aceea v-am întrebat. Este un cântec atât de frumos în care se recunosc și alții. Aoleo, doamna Elena! Să știți că acel cântec care se regăsește și altă persoană în textul lui e o valoare. Adică... Dați-mi voie să vă pup, sunteți cea mai mare cântăreață. Trăiți 1000 de ani. Doamna Elena, eu am stat în spate și am plâns. De ce spuneți așa că vi se potrivește și dumneavoastră cântecul? Văd că aveți o lacrimă în ochi. Da, este o trăire pe care am încercat-o și eu și poate și toată lumea, sigur că da, așa că sentimentul este puternic.
Uite, vreau să vă cânt și o strofă dintr-un cântec. Nu știu dacă vi se potrivește. Îi rog și pe băieții să mă ajute puțin acolo la cu orchestra dumnealor și publicul să cânte cu mine. Ia-ți mireasă ziua bună de la tată, de la mumă, de la frații, de la surori, de la grădina cu flori. Hai, cine mai cântă? Și frigă. Când îi face mămăligă, ai grijă să nu se frigă. Plânge sora cea mai mică, c-am lăsat-o singurică. Vă las, frații, vă las, surori, plec în zor. Nu mai plângeți după mine, că și voi plecați ca mâine. Ia și Polina Gheorghe. Hai, altceva, ia, Polina Gheorghe. Vreau să-i cânt tot așa. Ia. Ginerică, ginerică, ai grijă de miresică. Ginerică, ginerică, ai grijă de miresică. Când o face mămăligă, ai grijă să nu se frică. Când o face focul în vatră, ai grijă să nu se ardă. Vă mulțumesc, orchestra deosebită! A mai apărut o lacrimă în partea... A mai apărut? Da. O ștergem. Haidea, haidea, nune mare, este soarele de vale. Haidea, haidea, nune mare, că de soarele de vale. Hai să jucă mireasa și să trăiască nașa. Hai să jucă mireasa și să trăiască nașa. Bine șa de nune mare cu prosopul la spinare. Bine șa de nune mare cu prosopul la spinare. Hai da, hai da, nu mai sta, hai să jucăm nuneasca. Hai da, hai da, nu mai sta și să învârtim mireasa. O mai lună luminoasă, ce mai mireasă frumoasă. Ce mai lună luminoasă, ce mai mireasă frumoasă. Ce mai soare luminos, ce mai ginere frumos. Și ce casă luminată, și ce masă încărcată. Eu sunt cu Vioara. Ne-am încins aici la petrecerea românească când o sărbătorim pe interpreta Elena Chirică. Din păcate trebuie să ne despărțim de dumneavoastră pentru câteva minute, doar 2 minute de publicitate și revenim cu formația, revenim cu interpreții noștri la petrecerea românească.
Am revenit, dragi telespectatori, și vă mulțumim că sunteți într-un număr foarte mare în fața micului ecran. Acum vreau să îi spun bun venit la petrecerea din această seară doamnei Mariana Stănescu, binecunoscută interpretă a cântecului nostru transilvanean, vine dintr-un loc special, de acolo, din Beiuș. Îi spunem bun venit și Polinei Gheorghe, și ea realizator de emisiuni folclorice la radio. Amândouă sunt realizatori și fac multe ia Georgica, ziua bună, de la tată, de la mumă. Și să le spui odată când venim la nunta ta, foaie verde și olalea. Am o lumea și însuramă, la regine mă luamă. Au o lumea și însuramă, dar n-a regine mă luamă. Dumneata, ca să fii nevasta mea. Foaie verde, trei granate, s-a schimbat lumea la toate. Și la vorbă, și la fapte, la dragoste, nu se poate. Vino doamna valincoamă, când găsim și noi ceva, mă. Când găsim și noi ceva, vino doamna valincoamă. Ia uite ce ți-am găsit, mă. Un bărbat nemaipomenit, măi, și îl cheamă Domn Matei, care are camera mobilă. Ar vrea și el să se însoare, poate-și găsește o floare. Special pentru colegul nostru, în anum cu dumneavoastră, vrea să-și găsească jumătatea sufletului. Pentru dumneavoastră mai suntem așa eu în căutare. Eu mă gândeam la un lăutar, pentru că știu că lăutarii au bani mulți și sunt la modă. Păi doamna Vali, haideți să alegeți. Alegeți dumneavoastră, vreți de aici? Doamne, eu aș alege, dar cinstită sunt cam tinerei pentru mine. Vreau să vă întreb, Simion Pop se încadrează? Maestru Simion Pop? E, nu spun nu. Ia uzi, ia. Pe dânsul cunosc de mult timp. Aș fi de acord, dar nu știu dacă mă preferă, că totuși am peste 50 de ani. Sunteți foarte bună, foarte bună, numai potrivită, eu sunt cam ruginit, dar mă străduiesc. Domnule, mă bucur. Atunci ne vedem după emisiune, în culise. Vă așteaptă limuzina. Dacă doamna ne-a propus și nouă. A, și deci ne-a spus că ne iubește. Da, acum ce să fac? Îl trădăm. Am fost în India și vroiam un harem. Ce e rău în asta? Eu v-am văzut într-o emisiune aici la petrecere românească când ați cântat muzică indiană și ați fost îmbrăcat adecvat, dar dacă dumneavoastră faceți promisiuni mai multor doamne, eu mă retrag, să știți. Dar nu știți ce e glumă? Asta e o glumă, nu. Domnul Simion Pop întotdeauna în glumă spune adevărul. Cum merge petrecerea, doamna Valentina? Ce să vă spun? Trebuie să-i spunem la mulți ani doamnei Elena să aibă sănătate și mulți bani, cum spune cântecul. Ne bucurăm că la început de an s-a pornit în forță aici la emisiunea Petrecere Românească. Și apropo de nuntă, știți că și noi vom avea o nuntă în Asociația Credință și Demnitate. Și vă rog, camera, nașii sunt familia Vărzan și mirii sunt familia Fereșteanu. În vară o să vă invităm la nuntă pe toți. Asta legat de nuntă, trebuie să-i mulțumesc doamnei Polina, care de obicei vine la seriile noastre de socializare, n-a mai fost de mult, dar anul ăsta nu va scăpa, doamnei Tina Militaru, doamnei Angelica Săftoiu și băiatului care ne-a ajutat de obicei. Suntem mai nepricepuți în site-ul Asociației Credință și Demnitate, domnului Chirilă, iar celorlalți prezenți vă rugăm, o să vă facem invitația ca să veniți la seriile noastre de socializare.
și vă mulțumim anticipat. Și noi vă mulțumim, doamna Valentina Spânu. Acum o rog pe Maria Ana Stănescu să ia microfonul și să transmită gândurile de bine pentru sărbătorita noastră, pentru doamna Elena Chirică. În primul rând am voie să spun că nu știu dacă tu știi că Elena Chirică are înregistrări radio. Iată că, intrând în fonoteca Societății Române de Radiodifuziune, am descoperit din tinerețe câteva înregistrări cu Elena Chirică pe care le-am și pus în bundă de câteva ori și chiar mă bucur pentru că, iată, descoperim din nou oameni care odată au fost foarte îndrăgostiți de muzică în tinerețe și iată că dragostea aceasta din prima tinerețe nu se stinge și o găsim și acum și iată cu un material foarte bun aici prezent la tine în emisiune și spun încă o dată la mulți ani, multă sănătate, spor în toate, bucurii și bineînțeles să vină și cu alte materiale la fel de frumoase. Să-i dorim succes, știm că are și este apreciată de toată lumea. Bine ați venit, domnișoara Polina. Georgel, eu mă simt foarte bine în emisiunea ta, mai ales că se uită ai mei de acasă de la Râca. Îți transmit salutările lor ale domnului primar. Să știi că am venit cu bucurie, mai ales că ascultându-i repertoriul doamnei Elena Chirică, mi-am dat seama că dânsa completează într-un mod fericit concertul valorilor cântecului dobrogean. Să fiți sănătoasă și toate cele dorite să aveți. Mulțumesc! Cuvintele dumneavoastră, ale amândurora, mă onorează. Pentru că știu că o faceți și din suflet, dar și ca niște profesioniști. Și acum să le punem la treabă pe invitatele noastre, da? Mariana Stănescu și Polina Gheorghe. Noi da mândoi, la la la, noi da mândoi, la la la, noi da mândoi, la la la,
ajunge dori de frații dori și dori. Aș trece peste Carpații dori și dori, dar când mi-e dor de părinții dori și dori, aș tăia brazde din munți dori și dori. Aș cura ca pasărea s-o mai văd pe mama mea, măi, să mă mângâie pe frunte cu dragostea de părinte. Of, 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 măiculiță scumpă mamă, of, 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 dorul tău acasă mă cheamă. Iarba verde. Ia mai că făină-n poală dor și dor, să frămânți o azimioară dor și dor, s-o coci la foc potolit dor și dor, că-i mare dorul ce-l duc dor și dor. Mama mea măicuță dragă, scoate-mi hainele de ladă și presarele cu florii, cam să viu de sărbătorii. Of, 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 să mă aștepți cu masa-n curte. Of, 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 c-am târguit haine scumpe. Of, 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 cum nici n-ai purtat matale. Of, 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 să te îmbracă pe o floare. Ticule înainte, să te văz îndepărtare, că mi-a fost dor de matale. Of, 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 cu bațași mâinile tele. Of, 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 ce rupeai pâinea cu ele. Of, 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 și dragostea de părinte. Când am plecat, măi, of, 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 mi-a rămas inima-n sat, măi, of, 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 inima și dragostea, măi, of, 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 și copilăria mea, măi. Iată, în această seară avem și cântece de suflet, cântece pentru cei dragi și le mulțumesc interpreților noștri pentru că au ales pentru ediția din această seară a emisiunii Petreceri Românească să vă dăruiască și astfel de cântece. Este bine ca în această perioadă să ne amintim de cei dragi. Acum îi spun bun venit unui mare interpret al cântecului popular. Un interpret care abordează cu mare ușurință
cântecul de petrecere, romanța, dar mai ales muzica populară. A fost mulți ani solist al ansamblului profesionist Ciocărlia din București. De multe ori l-ați văzut și în postura de prezentator. În această seară are un rol cu totul și cu totul important aici la petrecerea românească. Are rolul de invitat special, Simion Pop. Georgel, mulțumesc din suflet. Nu pot să uit că nu de mult mi-ai făcut o aniversare fără de seamăn, cu public și cu invitați de mare cinste și de mare valoare. Îți mulțumesc din suflet, n-am să uit asta niciodată. Îi spun la mulți ani Elenei pentru ochii ei frumoși, pentru costumele ei frumoase și pentru cântecele ei frumoase. M-am încumetat să scriu un cântec special ca să o emoționez și eu măcar în felul acesta. Am înțeles. Vă doresc succes! La petrecerea din această seară este un prieten drag de-al nostru, un interpret care vine dintr-un loc special, unde din totdeauna și lemnul și piatra au știut să cânte. Vine din țara Maramureșului istoric și el solist al ansamblului profesionist Ciocârlia din București. Ionuț Sidău, bine ai venit! Bine v-am găsit! Bună seara, Georgel! Bună seara, invitaților tăi! Bună seara, dragi telespectatori! Mă bucur să fiu în această emisiune minunată, alături de colega noastră dragă, să-i urez la mulți ani, să aibă noroc și reușită în realizarea pe care a oferit-o în această emisiune, nou CD, cântecele să meargă la sufletele românilor. Sunt onorat că sunt alături de colegi dragi ai cântecului popular și mai ales de maestru Simion Pop, pentru că de multe ori vorbim împreună și spun că eu sunt urmașul dumnealui la Ciocârlia. Pentru că eu cânt și Maramureș, și Codru, și Cluj, și Țara Oașului, și Ardeal. Și cu mare drag sunt bucuros să cântăm pentru cei care ne privesc. Să cântăm pentru toată lumea. Simion Pop și Ionuț Sidău. Inelul de logodnă, dacă vrei, poți să-l arunci de-acum, că n-are rost un lucru inutil să-ți stea în drum. În soba care preamătă de foc s-arunc scrisorile și fără remușcare, la fel ca pe o scrisoare, s-arunci în foc și toate visele. Poți să te faci că nici nu m-ai văzut, că ne-ntâlnim cândva. Să treci ca și când nu m-ai cunoscut în viața ta. Iar de-ai să vrei o clipă să te oprești și să te-ntorci din drum. În inima rănită vei fi oricând primită, că-mi ești la fel de dragă și acum. Îmi amintesc cândva de mult mi-ai spus, așa mi-ai spus să te înțeleg când vei pleca. Ți-am spus atât drum bun, ce alt cuvânt să-ți spun. N-am vrut să dau, n-am vrut să stau în calea ta. Inelul de logodnă, dacă vrei, poți să-l arunci de-acum, că n-are rost un lucru inutil să-ți stea în drum. Yeah.
Din soba care preamătă de foc s-arunc scrisorile. Și fără remușcare, la fel ca pe o scrisoare, s-arunci în foc și toate visele. Poți să te faci că nici nu m-ai văzut de ne-ntâlnim cândva. Să treci ca și când nu m-ai cunoscut în viața ta. Dar de-ai să vrei o clipă să te oprești și să te-ntorci din drum. În inima-n rănită vei fi oricând primită, că-mi ești drag fel de dragă și acum. În inima-n rănită vei fi oricând primită, că-mi ești la fel de dragă și Sunt de sigur, tu și de tare, vrea și mai!
feciorii, în păcate, măi, dorule, dor. Cu polele rădicate, măi, dorule, dor. Bași feciorii, în păcate, măi, dorule, dor. Mulțumesc! Bravo, am crezut că nu o să știți să jucați tropotita. Chiar aveam emoții, dar vă și felicit. Totuși, uite că s-au descurcat. Vă felicit și vă aștept cu drag în Maramureș pe Valea Izei, acolo, la botiza de unde noi suntem. Noi venim cu toții la Maramureș. Cu drag, să facem acum o emisiune frumoasă. Acum petrecerea românească și vă spuneam puțin mai devreme că am pregătit pentru inimile tuturor și un moment mai special. Un moment gândit de formația Extravagant Music și această formație vine și cu doi soliști. Priviți-i, bucurați-vă de cântecele lor, dumneavoastră puteți juca. Extravagant Music! Doar argeșule-n satul meu, măi. Spune, spune, puită cormăi, peste argeș și făcut, măi, ca să pot trece și eu. Dar argeșule-n satul meu, măi. A plouat trei zile într-un alofot, dită-tată. Și-a venit prea mare gârla o foc, dită tată. Și nu pot ca să mai trec, mi-e frică să nu mă nec o foc. Și mi-e frică să mai trec, mi-e frică să nu mă nec, măi. Când veneam seara pe vale
și amândoi la drum plecăm. Ce mai dragoste aveam, ce mai dragoste aveam, nici nu ne mai săturam, mă. Aplauze, aplauze pentru acești tineri. Și după ce se termină această emisiune, mă grăbesc și eu să ajung la petrecere, că doar sunt naș în această seară. Așadar, nașa mea, fina mea, uite, am emoții, Mareș, dansează, a zis, fine, nu plec fără dumneata, vreau să mergem împreună. Așa că, fina mea dragă, împreună mergem la petrecere. În această seară avem botezul nicutului nostru, pentru că Andreea în această seară este și mireasă. Îi spunem bun venit doamnei Tatiana Maier, sărut mâinile. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Îi spun la mulți ani doamnei Elena Chirică, față de care am o admirație deosebită. De altfel, dumnea ei știe, de la prima întâlnire am simțit așa, cred că și din partea dânsei către mine,
o simpatie reciprocă. Îi spun la mulți ani, un an bun, cu bucurii și împliniți și vă felicit pentru frumosul material și mă simt bucuroasă și vă mulțumesc că sunt împreună aici cu dumneavoastră. Tuturor vă mulțumesc pentru invitație. Și noi vă mulțumim că ați venit și la petrecerea noastră. Și îndrăznesc să mai cer răgaz joi, pe 30 ianuarie, fiul meu a împlinit 14 ani. Este emoționat că trebuie să-i fac buletinul și mama îi mai spune încă o dată cu acest prilej la mulți ani. Sper că nu vă supărați pe mine. No, știți ce simte o mamă pentru copiii ei. Să vă trăiască, să mulțumesc. Vă bucurați de el. Aici este o emisiune, repet, de muzică și divertisment. Cu glume, pentru că oamenii din platou, oamenii de acasă trebuie să se simtă bine și noi încercăm să transmitem această bucurie tuturor celor care ne urmăresc. Îi spunem bun venit la petrecerea noastră și tânărului Tănase Stoian, un interpret care nu de mult timp a reușit să înregistreze un compact disc cu Orchestra de Muzică Populară Mugurelul din Chișinău, o orchestră care întotdeauna știe să pună într-o lumină bună interpreții de muzică populară din România. Mă bucur că suntem împreună, Tănase Stoian. Bine ai venit! Bine v-am găsit și vă doresc o seară plăcută. Le doresc tuturor telespectatorilor o seară plăcută alături de noi. Doamna Elena, vă mulțumesc pentru că existați, vă mulțumesc că sunteți alături de noi în această seară. Dumnezeu să vă dea sănătate, fericire și să ne trăiți ani mulți și fericiți de acum înainte. La mulți ani! Acum ne cântă Tatiana Maier și Tănase Stoian. Toarnă vine, toarnă vine, crâșmăriță, de cel roșu în căniță. Toarnă vine, toarnă vine, stingem focul, de dor nu îmi găsesc locul. Cheamă și un lăutar, măi, ca să-mi cânte de amar, de amar și de necaz, că vreau să mă petrec azi. Toarnă vine, toarnă vine, umple-mi cana, să vindec bine suflet rana. Toarnă vine, toarnă vine, da, dă floare,
vrei, că am iubit boboc de floare. Trece nunta pe uliță, mireasa ea mea puicuță. O iubi firar să fie, cu altui la cununie. Iauzea, iauzea, mă-ntreb iară, când văd nunta în ulicioară. Iauzea, iauzea, măi mărimei, gate cămașa pe mine. Ala-i mare, lume multă, mireasa-n pământ se uită. Și sub valul de mătasă, cred că o lacrimă tot varsă. Ofa mare, ofa mare, viață, viață, pe cine-i am strâns în brață. Ofa mare, ofa mare, pe drum trece și cu altul se petrece. Toarnă vin să-mi stâmpăr dorul, că noroc n-are tot omul. N-a avut să-i nici eu, măi nene, bat-o focul de avere. Iauzea, iauzea cum răsună cântece de voie bună. Iauzea, iauzea soacra mică, îi spune lui Ginerică. Să aibă grijă de fată, că-i frumoasă și bogată. Să aibă noroc în toate, la nepot și la nepoate. Inimă, inimă, nu te frânge, că nu știi cine va plânge. Inimă, inimă, stinge focul, bogăția nu e totul. Nu a fost să-mi fie parte, n-a știut dorul să-mi poarte. Dragostea în doi se ține și cu o coajă de pâine. Inimă, inimă, ai răbdare, nu mă călca în picioare. Vreau să uit, vreau să uit că am iubit pe cine n-a trebuit. Bravo, bravo, bravo. Tănase, văd că ai adus cântece de puicuțe, ai găsit două puicuțe în această seară la petrecerea românească. Îți doresc succes. Mulțumesc. Doamna Elena, trebuie să ne mai dăruiți un cântec. Iar pe prietenii noștri telespectatori îi invit mâine de la ora 13:30 să urmărească emisiunea Gala Cântecului Românesc, o emisiune de înaltă ținută, într-un decor special, un decor de iarnă. Și tot mâine seară, de la ora 19, avem transmisiune directă cu emisiunea Seara Cântecului Popular. Așadar, vă așteptăm într-un număr cât mai mare să urmăriți emisiunile de muzică populară și divertisment. Acum ne cântă Elena Chirică, sărbătorita din această seară.
s-ar face mare neagră lume dragă, cuib de pasăre priveagă floare dragă. De s-ar face mare neagră lume dragă, cuib de pasăre priveagă floare dragă. Aș răsădi busuioc de la mal de mare, de badea să am noroc, lumină din soare. De-ar fi cerul fără nori, lume dragă, aș fi pentru-n puișoră floare dragă. De-ar fi cerul fără nori, lume dragă, aș fi pentru-n puișoră floare dragă. Viața mea lăstar cu flori de la mare de mare, dar sufletul-i plin de dor pe scărușin zare. Viața mea lăstar cu flori de la mare de mare, dar sufletul-i plin de dor pe scărușin zare. Doamna Elena, nu v-am întrebat de unde sunt cântecele dumneavoastră? Prea frumoase sunt. Cântecele mele sunt din inima mea. Sunt trăiri ale sufletului meu. Asta înseamnă că și muzica și textul sunt făcute de mine. Foarte bine ați făcut. Sunteți un om extraordinar și sunteți și profesor, vă ocupați de tineri să fie puși într-o lumină bună și eu încă o dată vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru că în această seară suntem între prieteni. Nu mai spun cât mă bucur eu. Este o mare bucurie ce se întâmplă aici. Este o bucurie și această bucurie să o transmitem tuturor celor care ne urmăresc prin cântecele următorilor interpreți. Panseluța Ferraru și Ioan Ghirila. Omului să-i dai mândruțe, măi, măi. Odrului ai da frunză și omului dragostea. Odrului ai da cărare și omului supărare, măi, măi. Odrului ai da cărare și omului supărare. Dorul n-are căpătâi, măi.
noapte în cauci, ca la nei ca o doi sloți, mă! Și când îl pupe neica, măi, măriță cu... Măi, ca mura, măriță cu... Pupața neicuța gura, pe mine mă mustră luna. Că te pup în toată ziua și eu nu te văd cu luna, și eu nu te văd cu luna, pe mine mă mustră luna. Că te pup în toată ziua. De când nu a fost joc în sat, măi, ochii-n puța s-o uscat. Hai să ne învârtim mânciuc, dar s-o rupim să iei foc. Să giucăm, să chiuim, puteți să ne veselim, mă! Cea-șa! Așa, așa, așa ne-i drag, dar după unul toți șirac, ca fasolea piharac, dar din la ușă până la brac. Cu mândra în șenișor, dar bat ochii în cap până mor. Ia ca așa, așa, așa ne-i drag, din la ușă până la brac, mă! Ia ca așa, opa așa! Măi flăcău, dar ia ca-șa cum joc și eu. Pipătăi mă învârtesc, dar halul să nu-l prăbădesc. Joacoleac și chinuiesc, doar de-i joc moldovinesc. Pipătăi mă învârtesc, doar de-i joc moldovinesc, mă! Șa, 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 mă! Draga mea, dar să jucăm până-n țara. Că te-am uvân la cășleș, dar ochii-n puța hai s-o dreci. O să-i faci nojăță noi, să jucăm iar amândoi. Dar amu, hai la mijloc, dar să ne săturăm de joc. Dar amu, hai la mijloc, mă! Să ne săturăm de joc, o așa și nu. Bravo, bravo, așa strigă publicul, așa strigă și colegii mei din regia de emisie. Bravo, bravo, emisiune frumoasă. Încă o dată mulțumesc tuturor colegilor care pun umărul ca aceste emisiuni să fie unele reușite. Nu uitați, dragi telespectatori, mâine de la ora 13:30, vă invit să urmăriți Gala Cântecului Românesc. O emisiune de muzică populară într-un decor superb, un decor de iarnă și tot mâine seară de la ora 19:00 avem transmisiune directă cu emisiunea Seara Cântecului Popular. Puteți să ne sunați, să intrați în legătură directă cu noi, să faceți dedicații pentru cei dragi, să adresați gândurile dumneavoastră invitaților mei de mâine seară, ora 19 și mai la început, ora 13:30, Gala Cântecului Românesc. Doamna Elena Chirică, de multe ori mi-ați spus că urmăriți emisiunile noastre, de acolo, de acasă, de la dumneavoastră din Dobrogea. Cum se văd ele? Se văd
sinceră să fiu, în așa fel încât rival nu aveți. Televiziunea aceasta are o imagine superbă. Nu mai spun de conținutul emisiunilor. Și ca să adaug ceva mai mult, de prezentatorul acestei emisiuni, pe care toată lumea cred că îl iubește. Doamna Elena, pe cuvânt, este doar părerea dumneavoastră? Nu, multă lume. Și eu n-am vrut să fiu așa mai îndrăzneață, să vă spun câtă lume nu-mi spune, să vă transmit sănătate, că le place îndeosebi cântecul acela de suflet, cu care dumneavoastră îi bucurați pe nevăzători și multe, multe, dar vedeți că până acum eu nu v-am spus nimic, însă acum a venit momentul. Mulțumesc frumos și să știți că eu, fără colegii mei, nu aș valora absolut nimic. Ei sunt a doua familie a mea, așa cum am spus. Așa este. Publicul face parte din viața și din familia mea și să știți că împreună alcătuim emisiuni frumoase pentru cei care ne urmăresc. Și dacă aceste emisiuni sunt apreciate de dumneavoastră, în primul rând de interpreții de muzică populară, noi ne bucurăm foarte mult. Și le mulțumim tuturor telespectatorilor care ne urmăresc și din ce în ce telespectatorii acestui post TVH sunt mai mari. De la o ediție la alta, publicul telespectator crește. Mă înclin cu dragoste și cu respect în fața dumneavoastră și să știți că aceste emisiuni de muzică și divertisment nu ar avea nici un farmec și nu s-ar regăsi în grila de programe a televiziunii noastre dacă dumneavoastră nu ne-ați urmări. Vă mulțumim încă o dată că ne urmăriți și că ne sunteți aproape. Acum, din păcate, trebuie să ne despărțim de publicul telespectator pentru câteva minute de publicitate. Revenim imediat, rămâneți cu noi! Am revenit, dragi prieteni, multe aplauze pentru interpretii din această seară și pentru publicul nostru de acasă. Mergem mai departe cu petrecerea românească și ne cântă Tina Militaru, Simion Pop și Angela Săftoiu. Nu te pui, ce-i al tău e pus în cuimă.
să te veselești până când îmbătrânești, mă. Cu soarta să nu te pui, ce al tău e pus în pui, mă. Cânta să te veselești până când îmbătrânești, mă. Noi, doar noi doi, în anopții reverie, să visăm, să cântăm a iubirii poezie. Taina mea, taina ta, să n-o știe numai luna, să vezi marea și chemarea din privirea mea. Cerul vechea toate stele. Vino cu mine să începem al vieților drum. Și gândul nostru în zbor se ducă al nostru dor spre infinitul din nopțile albastre cu stele. Numai tu să-mi șoptești vorbe calde de iubire, un surâs să-mi alung lacrima de fericire. Taina mea, taina ta, să n-o știe numai luna, să vezi marea și chemarea din privirea mea. Doar de stele. Vino cu mine să începem al vieților drum. Și gândul nostru în spor se ducă al nostru dor spre infinitul din nopțile albastre cu stele. Vino cu mine sub cerul vechea doar de stele. Să începem al vieților drum. Și gândul nostru în spor se ducă al nostru dor spre infinitul din nopțile albastre cu stele. Spre infinitul din nopțile albastre cu stele. Spre infinitul din nopțile albastre cu stele. În lucră la bobocele mi-am pierdut ieri un cercel, c-am fost la joc pe senat cu toți băieții din sat. Așa, tot așa, ca la noi la Roșia. O, așa, tot așa, joacă ora n-o lăsa. Ține ora mai Vasile și te îmbrâche după mine. Saltă cu pașmărunței ca în Roșia la noi. O, așa, tot așa, ca la noi la Roșia. O, așa, tot așa, joacă ora n-o lăsa. Așa-i jocul din
joacă ora n-o lăsa. Ca la noi la Roșia, o pașa, tot așa, joacă ora n-o lăsa. O pașa, tot așa, ca la noi la Roșia, o pașa, tot așa, joacă ora n-o lăsa. Mulțumesc! Bravo! Bravo, bravo, foarte frumos! Ionuț Sideu, cum e petrecerea noastră? Tu ești pentru prima dată la noi în emisiune. Sper să nu fie și ultima dată, să-ți faci timp mai des să vii la noi. Chiar văd ce frumos este și o să vin de fiecare dată când voi fi invitat și mă bucur încă o dată, o spun cu tot dragul că e o emisiune frumoasă pe gustul tuturor, alternând muzica populară, folclor, divertisment, un cântec de petrecere. Pentru că în fața micului ecran sunt mulți români, sigur, care iubesc mai multe genuri. Și noi ne-am gândit să facem acest lucru și să îi împăcăm pe toți românii care la această oră stau în fața micului ecran și ne urmăresc. Doamna Elena Chirică, văd că sunteți împlinită, sunteți bucuroasă, sunteți veselă, pentru că până în momentul de față zic eu că ne-am descurcat bine. Nici nu mă îndoiesc că și de acum încolo va fi poate și mai bine. Să dea Dumnezeu să fim sănătoși, să facem lucruri frumoase împreună cu dumneavoastră, cu interpreții de muzică populară. Și doamna Maria Stănescu a fost de multe ori în emisiunile noastre și mă bucur că niciodată nu face rabat de la calitatea cântecului și de la aceste costume adevărate frumoase. Georgel, eu special m-am îmbrăcat azi în verde, predomină verdele, vine primăvara. Așteptăm primăvara, așa este. Și am adus un cântec de dragoste, bineînțeles că după câte văd, e ceva cu dragostea. Și eu o să fiu nașă, dacă mă solicită, vreau să fiu nașă cu soțul meu Adrian. Anaibie, dragostea te sucește cum vrea ea. Anaibie, dragostea te sucește cum vrea ea. Te face din om neom, de n-ai pe perină somn. Te face din om neom, de n-ai pe perină somn. Gheorghe, Gheorghe are somn pe pernă pentru că are acasă o doamnă extraordinară și îi spun sărut mâna, să trăiți, să fiți sănătoasă, v-am cunoscut, sunteți un om extraordinar și mă bucur că l-ați înțeles pe domnul Gheorghe Gheorghe că trebuie să ducă mai departe cântecul popular. Vă felicit! Eu îți mulțumesc pentru cuvintele frumoase, mă bucur că e o atmosferă foarte frumoasă aici, toți spectatorii ies la joc. Se simt bine oamenii și dumneavoastră trebuie să mai cântați, să îi înveselim din nou pe românii noștri. Dragul. Ionuț Sidău, Maria Stănescu și Gheorghe Gheorghe. Să-i fie bine în lume oare, tot ce fac, fac pentru ea. Cum să fac să-i fie bine în lume oare, tot ce fac, fac pentru ea. Soarele ce răsare dimineața și lumină în viața mea. Fericitesc când văd cum îi râde fața când mă apropii de ea. Fericitesc când văd cum îi râde fața când mă apropii de ea.
i-o dat Domnul Sfântul glas frumos și cântă, cântă ca și tata ei. Când o văd că e ca și o icoană sfântă, lăcrimează ochii mei. Când o văd că e ca și o icoană sfântă, lăcrimează ochii mei. Pe uliță eu cu fata și-aud oamenii vorbind. Uite cât de bine seamănă cu tata și-atunci în brațe o cuprind. Uite cât de bine seamănă cu tata și-atunci în brațe o cuprind. Rog și zi și noapte să am putere s-o feresc de lumea rea. Că viața nu-i numai lapte și mere, poate fi crudă și grea. Că viața nu-i numai lapte și mere, poate fi crudă și grea. Că viața nu-i numai lapte și mere, poate fi crudă și grea. Că viața nu-i numai lapte și mere, poate fi crudă și grea. Duminica pe la prânz,
pe vreme era, când tuna și fulgera, mândra-n brațe mă strângea, ea pe mine, eu pe ea, ca-și-am cere inima să-ncep dragostea cu ea. Bătea vântul încet, mândra mă strângea la piept. Când bătea vântul mai tare, mândruța-mi cere parale, mândruța-mi cere parale, eu nu-i dau că mi-e datoare, eu nu-i dau că mi-e datoare. Datoare de un an, cu oie și un tulpan, i-am dat ea și tulpanul, m-a dus cu vorba tot anul, dar acum facă ce-o vrea, nu scapă din mâna mea și-mi fac dragostea cu ea. Dar acum facă ce-o vrea, nu scapă din mâna mea și-mi fac dragostea cu ea. Mulțumim, mulțumim! Nici nu știți dumneavoastră, domnule Gheorghe Gheorghe, cât mă bucur că suntem împreună în această seară și să știți că și acolo în regie, repet, colegii mei se bucură de prezența dumneavoastră și de cântecele dumneavoastră. Și aici mă refer la toți interpreții care ne-au trecut pragul în această seară. Încă o dată vă mulțumim și îi mulțumesc doamnei Elena Chirică că împreună cu dânsa am gândit această emisiune, o emisiune aniversară, Elena Chirică și prietenii. Și tot aici, în această ediție, lansăm și acest album care conține 16 cântece de acolo, de la malul mării. Aproape că nu mai am cuvinte. Eu, care sunt și profesor de limba și literatura română, emoțiile mă copleșesc. Sunt vorbe care merg la suflet. Să știți că un artist fără emoții parcă nu poate transmite mesajul cântecului într-o manieră excelentă, să spun așa. Emoțiile fac parte din sufletul și din viața noastră. Acum, interpreții care urmează să ne dăruiască cântece frumoase, vreau să le transmitem cu multă dragoste, cu multă bucurie pentru doamna Mareș, un om important în viața mea. Doamna Mareș este fiina mea și după ce se termină această emisiune, mergem la petrecere. Avem botez, avem nuntă, iar în această seară avem cântece frumoase. Polina Gheorghe și Mariana Stănescu! Și cum să cadă,
și pâine caldă în Oleanu. Să-mi ierzi scuturi de zăpadă în Oleanu. Să ședem pe la vicioară în Oleanu. Să vedem cum plinge afară în Oleanu. Că-i sfântă dragostea noastră în Oleanu. Dragi spectatori și telespectatori, ascultați în această seară cele mai frumoase cântece din toate zonele folclorice ale țării. Nu uitați, mâine de la ora 13 și 30 de minute, întâlnire cu emisiunea Gala Cântecului Românesc, o emisiune de înaltă ținută, într-un decor special, un decor de iarnă. Iar seara, adică mâine seară, de la ora 19, întâlnire cu o altă emisiune. Suntem în transmisiune directă cu Seara Cântecului Popular. Deci nu uitați, mâine două întâlniri. Prima de la 13 și 30 de minute și a doua în transmisiune directă de la ora 19. Acum, doamna Elena Chirică, sărbătorita ediției din această seară a emisiunii noastre Petrecere Românească, trebuie să ne mai dăruiască un cântec. Cu mult drag. Îl dedicăm pentru cineva special din viața dumneavoastră? Băiatul meu este lucrul cel mai frumos din viața mea. Lui și îi place muzica populară? Surprinzător, o ascultă,
dar nu cu atâta plăcere cu cât aș fi vrut eu să o asculte. Este foarte bine că nu l-ați forțat, l-ați lăsat să facă ce vrea el și adică... să fie iubitor al cântecului popular, pentru că sunt mulți interpreți care apar o dată de două, de trei ori și își dau seama că locul lor nu este pe scenă. Este bine că s-a întâmplat așa și că știe locul și eu mi-aș fi dorit ca băiețelul meu din el să cânte. E, uite că nu se poate, deocamdată. Poate că mai târziu va vrea să cânte, sigur că da. Dar ce vrea Dumnezeu? Dar eu am zis așa că el face ce vrea, ce-i place mai mult și și-a ales să fie Floarea Mării, adică marinar. Am înțeles. A făcut navigația și este un băiat al mării. Să vă trăiască, să vă bucurați de el și noi să ne bucurăm acum de cântecele dumneavoastră. Elena Chirică la petrecerea românească! Mulțumim pentru aceste cântece frumoase. Aceasta a fost o cadenească, adică o turcească, un cântec pe un ritm
turcesc. Este un cântec foarte frumos și sunt convins că a mers la sufletele tuturor celor care ne urmăresc la această oră. Mergem mai departe cu petrecerea și îi punem la treabă pe invitații noștri. Tatiana Maier și Tănase Stoian. Thank you.
când te ajunge. La pintat și începe-a plânge. Mergi să o găsești acasă, cu pâine coaptă pe masă, cu vorbă cale dăduioasă, of, dor de mamă. Cât ar fi ea de bătrână, tot găsește o vorbă bună și sufletul îți alină, of, dor de mamă. Și vorba-i sfânătă, niciodată nu se uită, că-i dragoste și iubire, capăt și nemărginire, cu cea mai blândă privire, of, dor de mamă. De când viața ea ne-a dat, grijile ni le-a purtat, tinerețea și-a uitat-o, dor de mamă. Poartă e o lăcată, mama nu-i ca să le vadă, of, dor de mamă. Că s-a dus prin iarba mare, nu pe drum, ci pe cărare, cu lumină în lumânare, of, dor de mamă. Și mama ca fiecare, viața e trecătoare, numai dorul ei nu moare, o, dor de mamă. Nici nu știți dumneavoastră cât de mult înseamnă aceste aplauze pentru tânărul Tănase Stoian. Sunt aplauze care îi dau curajul de a merge mai departe spre lumea succesului. Și sunt convins că nu va uita că și aici, în emisiunea noastră Petrecere Românească, a avut așa succes și s-a bucurat de dragostea publicului spectator și dragostea publicului telespectator. Acum ne bucurăm și noi de o suită din partea formației noastre, Extravagant Music, o formație care ne aduce veselie și multă bucurie. Urmărim, ascultăm această formație, Extravagant Music. Thank you.
și noi doi, să jucăm cafe la noi, să jucăm serba pe loc, să nu ne lăsăm de loc. Ține serba de-i bătaie și nu lăsă să se moaie și lăsând ca și lădăpte, uite așa se joacă. Hop, șa de una, șa de două, șa de trei, să-i dăm pătăi pe ei. Hop, șa de una, șa de două, șa de trei, să-i dăm pătăi. Aplauze multe pentru această formație care, iată, ne-a înveselit. Acum, din păcate, tot ce e frumos se termină repede. Trebuie să mi-au rămas bun de la dumneavoastră cei de acasă, să mi-au rămas bun de la public, de la invitații mei, să le doresc viață lungă, succes pe drumul cântecului, dumneavoastră, prietenii de aici din platou, celor de acasă, sănătate și să vă bucurați mereu de cântecele interpreților de muzică populară. Și nu uitați, mâine de la ora 13:30, vă invit să urmăriți o emisiune de înaltă ținută, Gala Cântecului Românesc, și tot mâine seară, în transmisiune directă, de la ora 19, avem întâlnire cu o ediție specială, Seara Cântecului Popular. Doamna Elena Chirică, vă mulțumesc! Vă doresc succes și împlinirea tuturor dorințelor! Mulțumesc! Mulțumesc publicului tal! Mulțumesc dumneavoastră, dragi colegi! Și vreau să vă spun că în colierul de preț al vieții mele voi adăuga și această zi. Vă mulțumesc tuturor! Noi vă mulțumim! Dragi prieteni, sunt George Lunucă, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă dau întâlnire sâmbăta viitoare de la ora 19, pentru că vom fi în direct cu dumneavoastră. Încheiem ediția din această seară a emisiunii Petrecere Românească cu sărbătorita noastră. Elena Chirică, la revedere! Să jucăm serva cu drag, lai la 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 la.
străbun străbun, la 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 la.